It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Hello și bine ați revenit pe canalul The Outsiders. Din nefericire ați doar cu mine, dar este și Patrice aici. Vreau să zic că e spiritul tău, because I killed you. God damn it, m-am dat de gol. Astăzi voi face un look inspirat din sezonul 4 American Horror Story Freak Show. Pentru că am început să-l urmăresc a little bit late, but doesn't matter. Și va fi un look 2 in 1. 2 in 1. Trisam. Voi începe prin a aplica primerul pe față. Și voi neutraliza roșața noutăților 1, 2, 3 și multe altele, cu puțin verde. Voi folosi un fond de ten nu mai deschis neapărat, mie mi se pare că are o tentă puțin galbenă, dar odată ce îl blenduiești, it matches my face perfectly, adică mă dau până aici și nu se vede diferența dintre gât și față. Aplic fundația în strat gros, deoarece vreau ca pudra albă pe care o voi aplica apoi să se prindă foarte bine. Mi-a venit în cap acest look acum ceva timp. Am început să urmăresc sezonul 6 din American Horror, nu 6, 4 din American Horror Story Freak Show. Mi-a fost frică să-l urmăresc înainte pentru că era clar, mă urmă de acolo și mă speria. Și am zis că nu mă mai uit și acum au anunțat sezonul 7, care o să aibă legătura cu sezonul 4. Și am zis că trebuie să-l văd și acum îmi pare rău că nu l-am văzut mai repede, deoarece îmi place la nebunie, îmi plac foarte mult look-urile Elsei Mars, care îmi place că nu sunt, nu vreau să zic polished, dar în ziua de astăzi, un machiaj frumos ne este prezentat ca o față perfectă, din așa, pic photoshopped. Și Elsa Mars, nu știu dacă o filmau de aproape, se vedea baked, adică, dar baked frumos. Așa, machiajul pe față and stuff. Sprâncenele care erau acoperite, unii ar zice prost, dar mie îmi plăceau că nu erau acoperite gen cu lipici perfectly și că se vedea sprânceana sub cea desenată, sprânceana e naturală. De aceea nici eu nu-mi voi acoperi sprâncenele cu lipici. Momentan arăt ca o brânză, dar o brânză bună, de vacă. Plus că ce facem noi acest panemarting, becuiala asta e o chestie specifică drag queen-urilor, adică niciodată nu-i destul. Și nu doresc să arate natural sub nicio formă, adică voi aplica foarte multă pudră albă. Dorința am doar fața, nu și gâtul. Pe gât nu voi pune nimic, vreau să am doar fața super albă. Și în ciuda faptului că pudra va acoperi destul de mult, are acoperire mare, voi folosi concealer și contour, deoarece vor da o anumită volumetrie, în ciuda faptului că vor fi acoperite de pudră aceste două cremoase chestii de care
Instagram-ul nu poate trăi. Și voi continua cu conturul. Vreau să-mi dau un efect de obraj puțin injectat, doar puțin, gen prima ședință înainte să devii Creature of the Dark. Doar puțin și vom încerca să ne oprim la niște obraji decenți, nu injecta mai mult pentru că nu vrem să ajungem la boci. Nu susțin operațiile estetice, dar nici nu arăt cu degetul către persoanele care recurg la aceste metode de, nu știu, a fi ele mai happy sau ei. Also, mai multe despre operații estetice, numărul în această revistă e glamour. Voi adăuga concealer și pe frunte, pe barbă și aici în zona unde apare mustața, care mie îmi place enorm. Chiar mi-aș lăsa barbă și mustață dacă mi-ar sta bine și dacă n-ar crește un floc aici, un floc aici, un floc aici. Asta mi-e mustața mie în trei colțuri ale feței. Vă rog, creșteți numai în partea asta de sud, nu și în nord, nu și în est, nici în vest. În sud. Și acum cel mai probabil doamna profesoară de geografie râde pentru că arăt invers punctele cardinale, dar nu așa. Văd eu în oglindă și pe cameră se vede invers. Bă, touch better, I'm smart inside. Și mă voi contura cu hula. Tiki music. Vulcan. De la Benefit, right? Yes! Îmi place la nebunie acest baton de contur de la Benefit pentru că lasă dungi groase unde trebuie să pun mai mult contur în acesta cremos, iar pe nas pot să fac dungi subțiri. Blendez conturul în partea de jos a feței deoarece doresc să dau pomeților un pic de greutate. Oricum îi voi acoperi cu un strat generos de blush roz. Cred că până la urmă eu chiar nu o să îmbătrânesc de la atâtea blending, jur. Deci un masaj foarte bun pentru față. I'll never be old! Și urmărind acum sezonul 4 din American Horror Story, mi-am dat seama că-s prost, în primul rând, că nu l-am urmărit mai devreme și că I really have a connection to Elsa Mars. I mean, amândoi suntem obsedați de show-uri, amândoi suntem obsedați de a fi vedeta show-ului. Dacă nu știați asta, nu stați în cale. Motherfuckers. I'm kidding. Și așa se explică de ce Alejandro face tutoriale singur și pe Patricia dat afară. Eu vorbeam de show acum. Aha. În vreo 2 ani o să fie The Outsiders by Alexander White. Patricia, ai zis aplea unde este? A plecat într-o vacanță exotică, nu știu, n-am mai zis nimeni de aia de 2 ani. Și se aude din dulap. Ajutor! Ca deci după cum ați aflat, îmi place foarte mult ca totul să fie despre mine, așa că The Outsiders va dispărea în curând. Sau cel puțin Patricia lui Isabla și un peisaj, iar Amin Costruț va trebui să facă poze cu cuțitul la gât. Am pus și concealer aici deoarece o să-mi scoată pomeții și mai bine în evidență. Asta s-a vorbit numai despre pomeți, o să facem un tutorial only about pometez, cipones. Cred că am zis de vreo 3 ori că. Never mind. Da, deci Patricia Luiza Blaș, de când vreau eu să preiau controlul de Outsiders, locuiește în dulap. Trebuie să găsești un dulap destul de mare și șifonier, nu un dulap. Așa, iar având în vedere că mie nu prea îmi place să scriu,
I-am dat la dispoziție, i-am lăsat la dispoziție un laptop pe care este instalat doar, cum se numește, Word? Microsoft Word 2000, nu știu cât, 2007, ca să fim un pic mai... Nici nu-i lăsăm ultima versiune. Și un stick fără acces la internet și dimineața numai pe la ușă și întinde stick-ul și îi dau, nu știu, un măr, un fruct, un ceva, ca să ținem în viață. Și eu șaorma, băiatu, că nu știi când mă de la mănânc. Depinde de câte pagini ai scris pentru blog. După cum bine vedeți, am început cu pudra albă. Nu uită nimic, nu? Nu. Pus aplic pudra albă cu această pensulă mai dură, deoarece încarcă foarte mult fața și mie îmi place. Acoperă toată fața cu pudra, cu pudra. Am uitat să menționez că look-ul pe care îl voi face astăzi va fi 2 în 1. Voi prezenta o prima parte a look-ului care este wearable. Nu cred că vreți să mergeți așa pe stradă. Dar vine Halloween-ul! Sun. Și a doua parte a look-ului. Pentru că fața mea mai ține la atâta machiaj. Am terminat cu fața. Arăt de parcă m-aș fi apucat de gătit fără a ști să gătesc. Cu multă făină. Și partea mea preferată, eyelinerul cu care trebuie să fiu foarte, foarte atent. Tensionez prâncenele. Eyelinerului vine de aici, din, cum se numește asta? Colțul interior al ochiului? Din colțul interior al ochiului, chestia aia roșie care arată ca un cap de vierme care încearcă să-ți iasă din spatele ochiului, până în această parte a sprâncenei, nu știu cum să o definesc, gen, nu știu, jumătate, spre colț, spre un pic după sprânceană. Iar acum, eyelinerul. Linia eyelinerului trebuie să fie nu paralelă cu linia superioară, ci trebuie să se întâlnească. Nu se vor întâlni în machiaj, dar dacă le lungești, trebuie să unească. Iar acum, look-ul de sunt de domnișoară din mire și este prima oară când am văzut un penis. Oh, so pink, so goddamn pink. Mai vin și cu altă nuanță. Acest look mi se pare frumos să fie mai puțin shiny. Deci nu vom adăuga luminator. Arăt ca după prima mea oră de not. Ok, you think it's enough, but it's not. Blenduim puțin la capet. Mă rog, la capătul acestei dungi. Și mai adăugăm o nuanță puțin mai închisă. Și acum îmi voi face buzele cu NYX Liquid Suede. Beauty blogger posing. Evident că le voi supra-dimensiona.
Maybe it's a little bit too much, but... Aici e partea în care eu ar fi trebuit să aplic mascara. Dar deoarece este un clip cu două lucruri în unu, voi aplica mascara doar după ce termin al doilea look. Dar în principiu ăsta ar fi primul cu mascara care vă imaginați că este acolo, faceți acest joc de imaginație. Și cu un beauty mark aici. Perfect. Asta este prima parte. Primul loc. Pretindeți că mascara e acolo, că vă fâlfui genele prin ecran și că vă ghidele la nas, vă mănâncă nasul și face ce gene plăfoase pline de mascara acolo îmbăxite. Ok, deci look number one. Trecem la locul number 2. Iar la locul number 2 cu acest eyeliner de la Sephora, fingertip, care basically se pune pe deget. Which is nice and you do it this way, but I can do it this way. Pentru că simt că nu am precizie, dar probabil că pentru mulți alții e ușor sau let's try. Nu. Doresc să marchez o zonă a ploapei cu albastru, un semicerc mai exact. Toată această parte va fi cu albastru. Voi încerca să întind foarte bine tot produsul de pe pensul ca să se uște cât de repede. E un eyeliner foarte pigmentat, asta îmi place foarte mult la el. Like, foarte pigmentat și îl poți folosi super easy ca un eyeshadow într-o singură culoare, ceva foarte geometric. Like I'm doing now. Aceasta se presupune a fi o ploapă. O ploapă supradimensionată. Machiajul având o tentă caricaturală, which I like. Ok, we're done. Iar în final voi folosi mascara Better Than Sex de la Too Faced. Patricia tot timpul râde de cum mă dau eu cu mascara pentru că arăt ca o persoană cu probleme. Deoarece eu mă dau cu mascara așa. Și ea mi-a zis, nu. Trebuie să faci așa. Dar nu pot pentru că am gene lungi. Iulia posing. What can I do? Și mi-ating gen partea de piele. Da, te-ai tehnică specifică și vrei intenționat să stai și ca cocoșatul de la Amsterdam. Te dai cu rimel. Se întinde mai bine? Dacă își bagi capul între umeri? Asta fac. Da. Don't laugh about my tehnică! Mulțumesc că ați urmărit acest videoclip excepțional. Muamui caliente! Dacă v-a plăcut, vreau mai multe detalii în comentarii. Ce look preferați? 1 sau 2? 3 sau 4? 5 sau 6? Morgamizun! Și ne revedem aici pe canalul The Outsiders!